Salutare băieți și bine v-am găsit aici la un nou episod de reacție din Attack on Titan. De bine aștept să văd ce se întâmplă. Ultima dată Eren era să mănânce titanul de război, parcă se numește, sau ciocanul de război, dacă mi-aduc bine aminte. Și de bine aștept să văd, probabil nu o să-l mănânce, n-are cum să-i fure titanul așa ușor. Și nici nu știu ce dracu s-ar întâmpla cu Eren dacă ar avea 3 titani și titanul progenitor și titanul de atac și ciocanul ăla de război. Ce dracu s-ar transforma, ar deveni extraterestru în pula mea, nici măcar n-ar mai fi titan. Dar până una alta, să vedem ce ne oferă povestea. Oricum, povestea e super bună, chiar îmi place. Dar hai să trecem aici la episodul nostru. Nu uita să dați și voi acolo like dacă mai vreți episoade de Attack on Titan. Hai să facem măcar 300 de like-uri la episodul ăsta și să-mi spuneți și mie în comentarii dacă știți cam câte episoade are sezonul ăsta. Dacă știți voi cu exactitate, să scrieți și voi acolo în comentarii. Hai să dăm aici play la episod. Da, ultima dată titanul ăsta Fălci mânca titanul lui Eren, titanul de atac, dar l-a oprit Levi, a apărut aici, care, să fiu sincer, a apărut așa într-o secvență și nu prea îmi place cum arată. Uite, nu știu, l-au făcut gras așa la față, ce dracu i-au făcut. Și-au bătut un pic joc de Levi și de Mikasa la aspect așa. Nu sunt foarte încântat de cum arată. Simpli oameni, dar totuși vin să mă omoare. Păi normal, păi ăștia-i durea în pulă, toată viața s-au bătut cu titanii. Diavolii de pe paradis. Hai mă, mănânci titanul sau ce dracu faci? Mamă, coaie, dar cum? Se transformă iar? Ce pula mea? Coaie, ce dracu putere are titanul ăsta? No, nu se poate. Dacă vine și ăsta, se întâlnește iar cu Levi? Marș! Marș! Nu cred, dar păcat că strică animația, scena, coaie. Dau înapoi că trebuie să mai văd odată ce privire i-a aruncat Levi aici. Uite, aici arată bine Levi. Arată exact ca înainte. Dar mai devreme arăta ca dracu. În schimb, titanul ăsta, zici că e desenat cu stânga. Nu știu, nu prea îmi place animația după sezonul ăsta. Beast Titan, hai Levi, mai feliază-l odată. Zic, capitanul Zic, care mai are doar un an de trăit. Mamă, stai că vine și copil asta. Eren Yeager. Eren, știi ce putea să facă? Putea să învie toți titanii aia din ziduri și să-i pună să-i atace pe ăștia, practic. Și gata, termina războiul, câștiga practic. Nu știu de ce n-a făcut asta. Mamă! Îl feliază iar? Hai, las-o, dracu! A început fire rău de tot. Reinar! Da, e Reinar. L-a salvat pe Falco. Parcă îl chema pe copilul ăla. Mamă, stai așa că e și Reinar. Veniți să lupte, nu înțeleg ce vor ăștia să facă și de ce i-au atacat direct. Că e destul de greu ca mulți titani ăștia. Bă, dar chiar e ciudată rău de tot animația. Coaia e înghețată cum e Annie. N-ai ce să-i faci, nu? Dar poate să se miște acolo înăuntru. Marș. E domnul Kruger. Nu cred că mai poate să lupte Reinar. Pare așa demoralizat total. Sau poate o să se dea de partea la ăștia. Coie, dar dacă stai să iei logic, ăștia acum dacă și-ar uni toți titanii, practic eldienii ăștia, că doar ei sunt titani, ar putea să distrugă tot ce e acolo în Marley, nu? Nu înțeleg de ce nu face Zic asta. Dar ce îmi place e că Eren nu ezită să omoare dușmanii, indiferent că sunt doar civili sau altceva. Uite, în alte animeuri evită să omoare dușmanii întotdeauna. În schimb aici e doar în pulă. Asta chiar e mișto, e ceva mai realist. Mamă. Mamă. L-a rupt în două. Dar ăsta e Fălci, nu? Galiard ăsta. Cred că e Fălci, a luat titanul lui Yumiru, dacă mi-aduc bine aminte. Puteți să mă corectați dacă greșesc, dar să nu dați spoilere, coaie. Apropo, ăștia care citiți manga și chestiile astea, nu dați spoilere, abțineți-vă și voi de la comentarii. Porco.
Dar chiar mă, ce s-a întâmplat cu Levi? Ciocanul de război. A, poate să o distrugă? Da, exact la asta mă gândeam și eu, că e la fel ca cristalul lui Ani. Pă bune, uite mie asta îmi place la Attack on Titan, strategiile astea de război. Mamă, e frică lui ăsta de Levi. Bă, dar pica aia chiar e isteață. Mamă, iar începe ăsta. Coaie, unde-i Erwin când ai nevoie de el? Ia să vedem aici un Eren versus Zeke. Sau zic, cum pula mea se zice. Dete koi. E ceva cu barca asta. Cine e, mă? Armin? E Armin? Se transformă în titan? Marș! Coi, am uitat de titanul colosal. Nu pot să cred. Îl vedem pe Armin, titan. Nu pot să cred. Deci am uitat total de Armin. Am învățat să controleze titanul colosal. Hai să vedem cum arată, că sunt super curios. Bă, cât am mai explozia, coaie. Cine s-ar fi gândit în primul episod că o să ajungă Armin să ia titanul ăsta care a atacat zidul? Exact. Cum dracu să te bați cu titanul colosal? Doar Armin a reușit să-l învingă și a luat și titanul, aparent. Mikasa! Dă-o cu Ackerman. Ca să vedeți cât de fanboy sunt eu, Attack on Titan, să-mi bag pula. Deci mor aici de inimă. Mai filmează, mă, ăsta sau? Hai că filmează. Ce? Dă-i înapoi că... Nu pot să cred așa ceva. Dar cum își dau ăștia seama că e Ackerman? Nu înțeleg. Ia fi atent. Bam! Marș! Îl scoate iar? Scoate-l, mă, de acolo. Băga-mi și pula în toți morții lui. Că din vina lui ăsta a murit Erwin, care era unul dintre personajele mele favorite. Ce face? Îi dă foc? Îți dai seama că nu l-a omorât, că ar fi culmea. Sigur Armin a gândit tot planul, adică e un înlocuitor perfect pentru Erwin și singurul care ar putea să-l înlocuiască, dar sunt curios ce părere ar fi avut Erwin de toată chestia asta. Ia să vedem aici pe Armin. Da, bă, dar nu arată atât de înfiorător cu animația asta. Parcă arăta mai înfiorător sezonul trecut. Arată la fel cum era când era prăjit să mor. Când fumase un cui. E răzbunarea celor de pe insulă pentru 100 de ani de chin în care au fost mâncați de titani. Bă, dar sper să arate și cum și-au făcut ei planul de atac. Mamă, i-a mâncat mâna. Oh, ce creier a fost asta.
Păi Eren îl ajută și faptul că nu luptă singur. Ce dracu navă mai e și asta, mă? Mă simt ca în Halo să mor. A venit Hanji. Onian Copon. Cine dracu e ăsta? Au băgat negri. Ce ziceam? Mamă, acolo vor să fugă? Păi și cu ce s-au ales? Măcar să fure un titan ceva. Îl ia pe ăsta? Ah, poate să ia titanul de război, corect. Dacă fuge așa cu el, ce ai, mă, e win-win. A luat jackpot-ul. Stai că îl ia și pe ăsta. Strivește ăla în gura lui. Mai bine ar lua așa cu totul. Vrea să o facă pe aia să cadă, să o mănânce el. Mâncați-a și pula ta. Zi pe bune că asta face. Hai mă, strivește-l în pula mea. Durează prea mult, o să se întâmple ceva. A spart-o, ești nebun? A mâncat titanul? Practic doar i-a băut sângele, nu? Coi, ăsta ia toți titanii, ce pula mea. Nu pot să cred ce bătaie le dă Eren. Acum mai fac mai mult pe ăștia personaje negative, ăștia după insulă. Să moră. Da. Deci practic acu Eren are 3 titani. Păi aici e diferit arată, mâncați-a și pula. Hai să dăm următorul episod că nu mai am răbdare, trebuie să văd neapărat ce se întâmplă. 1v1 din nou pentru a 10-a oară. Dar ce ciudat arată Reiner. Adică n-a arătat deloc așa. Mamă, dacă era Ani aici, de nu-l bătea pe Eren până mâine dimineață. Mai știți că o dată s-a luptat cu Mikasa la antrenament și nu a arătat cine a câștigat? Nici Reiner ăsta nu e fraier. Le-a mai furat un titan și la revedere. Acum o să vrea Reiner să se răzbune. Da, cred că povestea va fi mai mult îndreptată spre ăștia care nu sunt pe insulă. Dar v-am zis, mai bine s-ar alia cu ăștia după insulă. Și asta cred că o să se întâmple până la final. Da, stai că face fetița asta o nebunie, eram sigur. Și fii atent că le împușcă balonul ăla sau ceva. Bă, ce maxim e Levi cu aia. Cum a tăiat titanul bestie din nou. Uite, acum arată forță. În continuare. Cred că și-au luat hate, că îl făcuseră prea gras într-o secvență din aia. Ați văzut că avea capul așa rotund și și-au luat hate, sigur. Și au ajustat un pic acolo. Deci, să ce înțeleg eu din asta că ăștia n-au fost de acord cu planul lui Eren de la început și au fost forțați să vină după el să-l ajute. Cam așa. Și vă mai amintiți ce v-am zis eu cu Pain?
cu ciclul ăsta al Uri. Răzbunarea naște și mai multă răzbunare. Exact așa a zis Pain când s-a luptat cu Naruto, dacă vă aduceți aminte. Îl împușcă pe ăsta, fii atent. Băi, ești nebun? Ce țintă are dracu, direct în cap i-a tras. Și ce face? Trage de balon. Se urcă asta sus în balon. Hai că-i omoară asta singură pe toți. Am fost curios dacă o omoară. Un motiv cam stupid, adică, uite, chestia asta mi se pare că a trasă de păr. Cât de prost să fii să urci acolo? Pentru ce? Că mai omori 1-2 după navă? S-a dus și el? Bă, ești nebun? Ăștia sărbătoresc și împușcă copiii, fii atent. Și Falco ăla ce dracu să fac aici? Bă, ești nebun? Am pușcat-o pe asta? Marș! Bine, nu cred că moare sau ceva. Că nu e așa fatală o împușcătură în stomac, n-am pușcat-o în cap. Vrea să-l împuște și pe Jean. Mamă, e omoară. Mamă, dar fix pe Sasha a nimerit-o. Aba, nu, în inimă am pușcat-o. Bă, ești nebună, omoară fetița asta. Bă, ce cred eu că se întâmplă? Omoară pe Sasha, fetița asta până la urmă o ia acasă, o să se alieze cu ăștia și o să ia locul lui Sasha. Cum ar fi, în pula mea? Deci ar fi chiar, nu știu, e o teorie retardată de-a mea. Carne. Scoate-mă pula și dă-i-o dacă vrea carne. Oricum asta nu era, Sasha asta nu era chiar așa un personaj mișto, dar totuși. Asta măcar își revine. Îmi place de Pic asta, chiar e isteață, are niște tactici de luptă super bune. L-a salvat și pe Reinhardt și pe Zeke, dacă vă aduceți aminte. E Armin. Bă, ești nebun? A, deci așa dispăreau navele, mă, se transforma Armin pe ele și le arunca în aer. Bă, l-a luat și pe Zic? Ești copac? Cum să-l captureze pe ăsta?
Țineți minte jurământul făcut de Levi că îl va răzbuna pe Erui, nu? Mamă. Onyanko-pun. Zic Yeager. Stai, ce? Stai, ce, mă? Dă-i un pic înapoi. Ce a zis ăsta? Coai, cumva zic, s-a aliat cu ăștia, complotează să distrugă Marley. Bă, Levi, ăsta e prea badass, mă. Fiecare line de-al lui, nu știu, parcă te ține așa în emoție, orice zice. Deci până la urmă chiar s-a aliat. Dar cum, de ce și când și ce pula mea? Da, vedeți, l-au desenat mai bine acum pe Levi. Probabil și-au luat hate. Având în vedere că e cel mai iubit personaj din tot animeul, sigur și-au luat hate că l-au desenat urât acolo, în trailer și în primul episod în care a apărut. Bă, Eren devine personaj negativ? Deci Eren a cooperat cu Fraxul până la urmă. Cu Fraxul Vitreg. A murit Sasha. Mamă, ce iurea. Nu era ea cel mai șmecher personaj și cel mai important, dar totuși. Dar totuși asta e frumos la Attack on Titan, dacă stai să iei așa, faptul că omoară personaje, nu? E rip. Plângi mata, dar plângi degeaba. Hai, coaie, a murit una, dar s-au ales cu atâția titani. Au luat și titanul de ciocan și titanul ăsta. Și titanul bestie. Lasă-o în pula mea, deja nu, deja a distrus pe ăștia, nu mai au nicio șansă dacă au titanul bestie. Bă, ce să zic, prea tare animeul ăsta, jos pălăria, animația mă deranjează un pic, dar e ok, mă mulțumesc că e povestea super bună. Totuși sunt curios cum, de ce s-a dat zeche de partea lui Eren și ăstora de pe insulă. Nu lăsați spoilere în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo like, să intrați pe serverul de Discord din descriere și să mă urmăriți pe Instagram la alin.mihai20. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!